Prin luminarea Duhului Sfânt ai învățat inimile credincioșilor tăi, dă-ne, te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Cernice, părinte paroc și decan, ai apărut, bine, credeam că n-a venit încă. Cernice, părinți, iubiți credincioși, noi mai iau pe toți la rând acum, că sunteți toți la inima mea, și iubiți urmăritori pe internet a transmisiei noastre în direct prin RCS Media. Suntem la cincea cateheză din timpul sfânt al postului mare și am hotărât ca această cateheză să o fac aici, la Piatra Neamț, în ajunul solemnității Sfântului Iosif din 19 martie, mâine. Primele cateheze, reamintesc, ca să facem o legătură între ele. Prima a fost la Bacău. Toate au un centru pe Hristos. El este speranța noastră. Suntem în anul speranței. Și scrisoarea pastorală pe care cred că o aveți și dumneavoastră a ajuns la dumneavoastră la începutul anului liturgic este intitulată Împreună pe calea speranței. Inspirată și din motoul vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc de anul trecut la noi, la Iași, în dieceza noastră, să mergem împreună, deci împreună pe drumul speranței. Și pentru că Iisus Hristos este speranța noastră, de aceea mereu va fi în centrul atenției noastre, pentru ca această speranță să ne ajute să depășim nu numai perioada aceasta grea a pandemiei, dar și toate necazurile și greutățile vieții noastre. Deci prima cateheză din timpul postului a fost la Bacău și am intitulat-o chiar așa, Hristos, speranța noastră. A doua cateheză, ținută la Onești, am intitulat-o În fața lui Hristos. În El vedem ca într-o oglindă gloria Tatălui. A treia cateheză ținută la Roman, am intitulat-o Voi sunteți trupul lui Hristos, adică biserica. Hristos este capul, noi suntem trupul său
mistic, așa cum numim biserica. A patra cateheză, ținută la Hălăucești, într-o parohie franciscană, am intitulat-o Cultul nostru spiritual. Dacă suntem trupul lui Hristos, El este capul lui Hristos, noi ca trup mistic trebuie să-i dăm cultul ce îi se cuvine. Și prin El să ajungem la Tatăl în Duhul Sfânt, Cel care însuflețește întreaga biserică de-a lungul existenței ei până la sfârșitul lumii. Cateheza de astăzi, a cincea, am intitulat-o Euharistia, misterul vindecării și al comuniunii. Euharistia este semnul prin excelență al prezenței lui Hristos viu, real, în mijlocul nostru. De altfel, vă amintiți că primul an din slujirea mea episcopală l-am dedicat Euharistiei Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii. Și am explicat în multe cateheze cu detalii jertfa Sfintei Liturghii. Altarul fiind obiectul cel mai important dintr-o biserică, pentru că acolo, pe altar, în fiecare zi, Hristos reînnoiește jertfa de pe Calvar în mod nesângeros, dar aceeași jertfă și noi suntem invitați să luăm legătura cu El. La această Euharistie mă voi referi în cateheza din această seară. Și vom porni cu un text din Biblie, am ales textul din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni, capitolul 4, primele 16 capitole. De aceea invit persoana care, uite, s-a pregătit și a fost desemnată să veniți aici pentru a citi, pentru a face această lectură biblică pe care să o urmărim cu atenție, pentru că voi face referire la ea în primul punct al catehezei. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Așadar, vă îndemn eu, prizonierul în Domnul, să vă comportați în mod vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată umilința și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în iubire, străduindu-vă să mențineți unitatea Duhului în legătura păcii. Este un singur trup și un singur Duh, după cum ați și fost chemați la o singură speranță, aceea a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este peste toate, prin toți și în toți. Fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. De aceea, Scriptura spune, ridicându-se în înălțime, a dus captivă captivitatea, a dat daruri oamenilor. Dar ce înseamnă s-a ridicat, dacă nu ca și coborât în locurile cele mai de jos ale pământului? Cel care a coborât este același cu cel care s-a ridicat deasupra tuturor cerurilor, ca să împlinească toate. Tot El i-a dat pe unii ca apostoli, pe alții ca profeți, pe alții ca evangheliști, pe alții ca păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării slujirii, spre edificarea trupului lui Hristos. Până când vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu. La omul desăvârșit, la măsura staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii purtați de valuri și duși încoace și încolo de orice vânt al învățăturii,
prin înșelăciunea oamenilor, prin viclenia lor, în a proiecta inducerea în eroare. Dimpotrivă, fidelii adevărului în iubire, să creștem în toate pentru El, care este capul, Hristos, de la care tot trupul se leagă și se îmbină prin orice încheietură, în funcție de menirea stabilită fiecărui mădular în parte. Și se realizează astfel creșterea trupului spre edificarea sa în iubire. O lectură biblică foarte bogată în conținut și care chiar ne impresionează prin felul în care Sfântul Apostol Paul ne îndreaptă atenția spre Hristos, capul, noi care suntem mădularele și totul învăluit în iubire. Calea Apostolului Mare ne aduce înaintea misterului prezenței lui Iisus Hristos în mijlocul nostru. Euharistia este izvor de har care ne întărește credința, care ne înflăcărează iubirea și care ne alimentează mereu, mereu speranța, mai ales în momentele grele ale vieții. Euharistia, izvor și culme a întregii vieți, ne unește în jurul lui Hristos la sfânta jertfă a liturghiei și ne însuflețește în fiecare moment. De aceea este considerată sfânta liturghie, Euharistia, inima vie a bisericii. Nu putem concepe creștinismul, viața noastră creștină, fără Euharistie. Ne adunăm pentru Euharistie. Sigur, venim și la un botez, venim și la o celebrare a unei căsătorii și la alte sacramente a mirului, dar principal este întotdeauna Euharistia. Și chiar recomandă biserica, când se face botezul, dacă se poate, să se facă în timpul Sfintei Liturghii. Invocând harul Duhului Sfânt, vă invit să aprofundăm acum modul în care frângerea pâinii euharistice inspiră comunitatea noastră de credință, păstori și credincioși. Și nu numai în timpul celebrării misterului lui Hristos, ci și în afara zidurilor bisericii, în ambientul nostru de viață. Catecheza are, ca de fiecare dată, trei puncte. Primul, trăirea misterului lui Hristos. Al doilea, sacramentul prezenței răscumpărătoare. Și al treilea punct, importanța și centralitatea Euharistiei. Primul, trăirea misterului lui Hristos. Și aici voi face referință în special la lectura biblică pe care am ascultat-o din Sfântul Paul, scrisoarea sa către Efeseni, capitolul 4. Iubiți credincioși, în mijlocul unei societăți greu încercate de pandemia de COVID-19, vă propun să privim cu încredere spre misterul lui Hristos. Lectura aceasta biblică proclamată ne ajută în acest sens, ne prezintă atitudinele unui autentic stil de viață creștină. Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Fiul Său în lume ca mijlocitor al nostru, pentru a ne revela ce? Iubirea nemărginită a lui Dumnezeu. Prin Hristos noi am primit răscumpărarea și am devenit frați între noi,
prin Hristos. Am devenit frați între noi și copiii aceluiași Tată Ceresc. Aceasta este marea binecuvântare primită de fiecare dintre noi. Cunoaștem marea demnitate pe care am primit-o la botez. Am primit-o de la Dumnezeu prin Iisus Hristos. Trebuie să înțelegem că vocația noastră, aceea de a fi chemat să fim mădulare ale trupului lui Hristos și de a primi darurile Duhului Sfânt, este cel mai mare privilegiu ce poate exista. Nu avem cu ce să-L asemănăm. Conștienți de acest mare dar, nemărginita iubirea lui Dumnezeu pentru noi, trebuie să fim demni de prețioasa vocație pe care am primit-o în momentul botezului nostru. Suntem chemați să ne comportăm în mod vrednic de chemarea pe care am primit-o. N-avem voie să ne trăim viața așa de halandală. Nu. Vocația noastră creștină ne cheamă să ne comportăm în mod vrednic de chemarea sfântă pe care ne-a făcut-o Dumnezeu la botez. Toți avem o vocație sfântă. Misiunea noastră este aceea de a trăi cu toată umilința și blândețea. Ați auzit cum spune Sfântul Paul, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-ne unii pe alții în iubire și străduindu-ne să menținem unitatea Duhului în legătura păcii. Ce frumos! Avem aici un aspect foarte important. Să ne oprim și să privim cu atenție. Vocația noastră cuprinde un caracter de neșters, o demnitate întipărită în ființa noastră, ceva tainic și sfânt pe care numai inima noastră de carne poate să-l perceapă. Nu este vorba aici de reguli exterioare. Acestea sunt căutate mai ales de cei care rămân la cele simple și ușor de îndeplinit. Este vorba aici de o atitudine prezentă în inima noastră. A ne comporta vrednic de vocația primită înseamnă a păși pe urmele lui Hristos, ne spune Sfântul Paul. Pe urmele lui Hristos, care Hristos? Cel care s-a umilit și s-a dăruit pe sine până la jertfa totală de pe cruce. Și noi medităm în timpul sfânt al postului mare. Jertfă sfântă și nepătată. Misiunea noastră este de a contempla și de a pătrunde misterul lui Iisus Hristos. A avea aceleași sentimente cu ale lui Iisus Hristos este vocația unică a fiecărui creștin. Încercările abătute asupra noastră în aceste timpuri au fost o adevărată provocare pentru fiecare dintre noi, cu pandemia aceasta, cu acest COVID, cu acest nenorocit de virus. Mititel, am spus eu altădată, dar hărțăgos. Parcă nu putem scăpa de el. Știm cât va mai ține, cât își va mai face de cap. Cred și nădăjduiesc că, deși nu am putut, au fost timpurile, vă amintiți, n-am putut frânge împreună pâinea euharistică, n-am putut veni la biserică și noi preoții am săvârșit Sfânta Liturghie cu biserica goală, ne uitam la bănci și jeleam în inima noastră. Nu am putut frânge împreună pâinea euharistică, am exersat însă, în ghilimele, spălarea picioarelor, adică slujirea plină de caritate a fraților noștri săraci, bolnavi, rămași singuri sau neajutorați.
întâlnirea chipului lui Hristos în persoana fraților noștri ne-a făcut să devenim mai responsabili în relațiile dintre noi. O, dacă am reține bine această lecție după trecerea pandemiei, ne-a determinat să aducem mângâiere și speranță în familiile și în casele noastre. Ne-a ajutat să înțelegem mai mult misterul prezenței lui Hristos în mijlocul nostru, nu numai în biserică, în Euharistie, dar și în afara ei. Și chiar atunci când n-am putut veni la biserică, am învățat să-L întâlnim, în cei din familie, întâlnindu-ne mai des și socializând mai mult, în cei săraci, pe care, mai ales cei din asociațiile caritative, au făcut aceste gesturi mergând la casele lor, ajutându-i în singurătate pe cei bătrâni, ajutându-i pe cei bolnavi, ducându-le medicamente, etc., etc., nu mai spun personalul sanitar. Al doilea punct al reflecției, al catehezei de astăzi, este sacramentul prezenței răscumpărătoare a lui Iisus. Și aici voi face referință mai mult la scrisoarea aceasta pastorală pe care v-am trimis-o la începutul anului liturgic bisericesc. Nu voi înceta de a sublinia, mai ales în acest timp sfânt al postului mare, aceste convingeri pe care le-am menționat în această scrisoare pastorală și pe care doresc să le transmit tuturor credincioșilor. Iată-le câteva. Speranța, rodul credinței și al harului, nu este o realitate statică pe care să o dobândim odată pentru totdeauna. Ea este, speranța, o realitate dinamică ce poate crește sau scădea în funcție de efortul depus de fiecare dintre noi pentru a rămâne uniți cu Hristos, pentru că El este speranța noastră cu majusculă. La Sfânta Liturghie noi privim la Iisus Hristos sub chipul pâinii și al vinului în ostia sfântă, înălțată de mâinile preotului sau episcopului și îi cerem tămăduirea. N-am spus și spunem deseori, spune, Doamne, numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Într-adevăr, Euharistia este Hristos înălțat pe cruce în momentul de maximă dezvăluire a iubirii sale fidele, sigure, milostive față de noi. Trupul înviat al Domnului din Sfânta Împărtășanie, a mai specificat în scrisoarea pastorală, devine trupul înviat al lui Iisus, leacul pentru rănile care ne conduc să ne aplecăm doar spre noi înșine, nu doar spre noi înșine, ci și spre semenii noștri care au nevoie de ajutorul nostru. Iată, atunci când ne împărtășim, redescoperim mâna deschisă și darnică a lui Dumnezeu, ne amintim de faptul că în spatele acestei mâini există o inimă cu majusculă care vrea să dăruiască propriilor fii o hrană consistentă și vindecătoare. În fiecare zi, dar mai ales în fiecare duminică și sărbătoare, unitatea noastră în jurul lui Hristos este evidențiată prin participarea activă la Sfânta Liturghie, cum am văzut-o și în seara aceasta și vă felicit. De fapt, v-a lăudat Părintele la început și pe bună dreptate și bine a făcut. Să-i lauzi mereu, dar când merită, mai tragi atenție. Euharistia este sacramentul prezenței răscumpărătoare a lui Hristos în mijlocul nostru, precum și al vindecării și al comuniunii cu Dumnezeu și cu semenii. Deci prezența răscumpărătoare, dar și sacramentul
vindecării și al comuniunii cu Dumnezeu și cu semenii noștri. Dumnezeu ne arată semnul cel mai concret al apropierii și al milostivirii sale față de noi în sfânta și dumnezeiasca liturghie. Celebrarea misterului, sacrificiului pascal al Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat. Ne apropiem de acest mister prezent în mijlocul comunității noastre și îl mărturisim de fiecare dată. Atunci când spunem, ca să nu uităm, și biserica are grijă să pună pe buzele noastre aceste cuvinte: moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim până când vei veni, adică până la sfârșitul lumii. Este o jertfă care este continuă, nu știu dacă v-ați gândit vreodată, în orice moment. Pe fața pământului se celebrează Sfânta Liturghie. Acum, în momentul ăsta, undeva, se celebrează liturghia. 24 de ore din 24, continuă această jertfă și va continua până la sfârșitul lumii. Este jertfa mântuitoare, jertfa care ne ține în viață, jertfa care ne dă forță, ne dă curaj, ne dă putere să depășim greutățile, să fim mai uniți între noi, să ne iubim unii pe alții așa cum El ne dovedește la Sfânta Jertfă că ne-a iubit până la dăruirea totală de sine pentru noi. Sfânta și dumnezeiasca liturghie este banchetul comuniunii noastre cu Hristos și prin El cu ceilalți frați, cu semenii noștri. Prin jertfa sa mântuitoare, Hristos ne unește în mod tainic cu sine, dar ne unește și între noi. Vedeți, suntem în biserică întotdeauna ca într-o familie. Ne unește Hristos, El ne adună. Ne zidește în trupul său mistic, ne sfințește și ne dă harul de a înțelege că avem o vocație sfântă, subliniată în textul care s-a citit din Sfântul Paul puțin mai înainte. Prezența lui Hristos în Eucaristie este și hrana noastră spirituală. Ne întărește și ne susține în pelerinajul nostru pe acest pământ, așa cum i-a susținut pe evrei mana în pustiu timp de 40 de ani, că n-aveau de unde să ia hrana acolo. Și Dumnezeu le-a dat gratis în fiecare zi mana, care i-a ajutat să străbată pustiul și să ajungă la destinație. Așa să percepem noi Eucaristia. Hrana consistentă, spirituală, de care avem nevoie ca să răzbatem prin pustiul acestei vieți și să ajungem la liman, în casa Tatălui, în marea familie a copiilor lui Dumnezeu, în paradis. Este mijlocul prin intermediul căruia Dumnezeu vindecă în fiecare dintre noi sentimentele de rătăcire și dezorientare și ne ajută să pășim de la frică la încredere, de la tristețe la speranță. Și ultimul punct, importanța și centralitatea Eucaristiei. Este aici partea cea mai practică din cateheză. Perioada de criză pe care o traversăm a mărit în noi dorința de comuniune. Vrem să fim, vedeți, și copiii la școală, dacă nu mai pot merge, o parte, o perioadă au mers, iar acasă, mă rog, cei de clasa 12-a, cei de clasa 8-a, alții au rămas mai departe acasă, dar dorința lor, cred că a sesizat-o, este de comuniune, de a fi cu ceilalți, de a fi împreună. Că așa ne-a creat Dumnezeu. Neputința, dar și dorul arzător de a participa la acțiunile liturgice vorbesc de la sine despre importanța centralității Eucaristiei în viața noastră, a familiilor, a comunităților noastre. Cât de vie era dorința noastră de a ieși de acasă și a veni din nou la biserică. Să sperăm că nu vom mai trăi acea dramă, că nu o putem numi altfel, acele momente grele.
să stăm închiși în casă. Sunt convins că acum este timpul de a ne întoarce la Euharistie în mod conștiincios și autentic. Este timpul să revenim în bisericile noastre cu un nou avânt, ca să ne întâlnim, să ascultăm, să celebrăm, să ne hrănim cu trupul și sângele lui Hristos, hrana, lumina și tăria noastră în pelerinajul nostru zilnic pe acest pământ. Euharistia este centrul și inima întregii vieți creștine, atât în comunitatea creștină locală și universală, cât și în viața fiecărui credincios. Euharistia, în centru, fiind acțiunea sublimă prin care Dumnezeu sfințește lumea prin Iisus Hristos, Euharistia este și rămâne izvorul și culmea vieții creștine. Se află în centrul vieții bisericești. Euharistia, putem spune, unește cerul cu pământul, cuprinde și copleșește întreaga creație. Este punctul de sosire, dar și punctul de plecare al tuturor activităților din comunitățile noastre. Spun punctul de sosire și punctul de plecare. La Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, noi venim aici și revenim purtând în mâini prisosul roadelor muncii noastre, mulțumirea, oferta și lauda pentru toate și pentru tot ceea ce am primit, realizat și dobândit prin Iisus Hristos. Este important să trăim cu adevărat Euharistia, dar nu numai ca un punct de sosire. Venim aici, ne alimentăm cum facem cu o mașină. Nu putem merge la infinit cu dânsa pentru că trebuie să o alimentăm și ne oprim la stația PECO să-i dăm mâncare. Și mașina sosește, se oprește, se alimentează și merge mai departe. Așa să înțelegem, să percepem și noi viața creștină. Euharistia, punct de sosire, și de aici punct de plecare. Cuvântul și trupul lui Iisus Hristos sunt fermenți supranaturali care acționează în profunditatea ființei noastre, unindu-ne într-un singur trup, care este biserica. Și biserica o formăm noi, cei botezați. Există o legătură tainică între frângerea pâinii de toate zilele și frângerea pâinii vieții, Euharistia. Acesta este drumul pe care suntem chemați să-l parcurgem împreună. Drumul iubirii, al comuniunii, al fraternității, al solidarității. Este un drum care pornește din întâlnirea noastră cu Hristos și care este alimentat și susținut întotdeauna de Euharistie. Să dedicăm timpul cuvenit pentru a reflecta asupra vocației noastre creștine. Fraților, întâlnirea noastră cu Hristos de la Sfânta Liturghie ne umple cu darurile Duhului Sfânt și ne face să fim misionari ai speranței creștine în diferitele noastre sfere de viață, de activitate, fiecare unde își desfășoară viața, activitatea. Și putem lua exemple concrete, preoții. Să dăruiască, pornind de la Euharistie, de unde se alimentează și ne alimentăm toți, preoții să dăruiască speranță, oferind tuturor darul reconcilierii și însoțindu-i pe credincioși pe calea vindecării și a păcii. Persoanele consacrate să dea mărturie despre speranța împărăției lui Dumnezeu prin ofranda vieții lor lui Dumnezeu cu iubire și din iubire. Cei căsătoriți, dumneavoastră, majoritate, cei căsătoriți să trăiască speranța prin fidelitatea și generozitatea prin care mențin vii promisiunile de la cununie. Mare lucru în zilele noastre pentru soț să rămână fidel, credincioși unul celuilalt în viața de familie, de căsătorie. Părinții să ofere speranță prin angajarea pentru educația și creșterea copiilor,
atât din punct de vedere trupesc, cât și psihic și spiritual. Tinerii să se lase învăluiți de speranța în capacitatea lor de a folosi darurile puse în ei de Dumnezeu și să învingă fricile care îi blochează. Ce greu e pentru noi să auzim sau să vedem tineri blocați în speranță, care nu mai speră. Păi dacă nu speri acum cât ești tânăr, ce să mai spunem de cei în vârstă sau de copii? Și de unde trebuie să vă alimentați voi tinerilor din Euharistie? Să vă lăsați învăluiți de speranță în capacitatea voastră de a folosi darurile pe care Dumnezeu vi le-a dat ca să învingeți toate fricile care blochează mersul vostru înainte. Voi sunteți speranța lumii, așa cum cântați unul din cântecele frumoase ale tineretului. Cei în vârstă să-și dea seama că cea mai valoroasă moștenire pe care o pot lăsa urmașilor este aceea a unei vieți înrădăcinate prin credință în iubirea lui Dumnezeu. Cea mai frumoasă moștenire. Oricare ar fi vocația dăruită nouă de Dumnezeu, în orice moment al vieții, ne-am aflat noi, harul sădit în noi de Hristos ne dă putere de a merge împreună pe calea speranței către viitorul comuniunii noastre depline cu Preasfânta Treime. Fraților, cuvintele noastre sunt prea sărace pentru a exprima importanța Euharistiei, deoarece aceasta este centrul, modelul și momentul sublim al fiecărei rugăciuni înălțate către Tatăl de biserică și de fiecare dintre noi. Nimic nu poate egala vreodată importanța Euharistiei, deoarece este și o întâlnire de iubire cu Cel care s-a dăruit pe Sine pentru noi și este și sacramentul în care ni se destăinuie, ni se dezvăluie misterul lui Hristos, misterul bisericii și misterul existenței noastre. Speranța creștină este comunitară pentru că Domnul Hristos o oferă tuturor. Este o speranță de mântuire pentru toți. Că ați auzit de atâtea ori spunându-vă noi preoții, nu ne putem mântui singuri. De unii singuri ne putem doar pierde. Dar nu ne putem mântui singuri. Ne mântuim lăsându-L pe Hristos să ne atragă împreună la Sine și oferindu-I jertfele pe care le facem pentru a crește comuniunea dintre noi. Întâlnirea cu Iisus Hristos să ne schimbe pe toți în bine și să ne ajute să fim mereu mai buni, mai atenți la nevoile celorlalți și mai dispuși să-i ajutăm pe semenii noștri. Și aici avem de fiecare dată în catehezile pe care le-am ținut, mărturiile pe care le dau credincioșii noștri și pe care le așteptăm îndată și din partea dumneavoastră. Dar acum păstrăm câteva momente de liniște pe un fond muzical pentru a reflecta la cele pe care le-am auzit și apoi vom asculta mărturiile.
Vă mulțumim, preasfințite! Când ne-ați reamintit astăzi cât de important este să ne punem încrederea în Dumnezeu. Cu adevărat, în această perioadă dificilă, am fost ca într-o groapă adâncă și întunecată. Dar excelența voastră ne-ați amintit în această seară că nu este groapă mai adâncă decât adâncimea și profunzimea iubirii lui Dumnezeu față de noi. Iubire concretizată în acest mod tainic în care Hristos a rămas în mijlocul nostru, în sfânta împărtășanie. Medicament al nemuririi, hrană pentru sufletele noastre, izvor de viață și speranță. Ne-ați vorbit, preasfințite, despre mâna lui Dumnezeu, nu știu dacă ați observat pe mozaicul nostru acolo sus, e mâna Tatălui care ne-l oferă pe Duhul Sfânt și pe Fiul Său, Iisus Hristos, pe altarul din biserica noastră. Rugați-vă pentru noi, preasfințite, ne-ați vorbit la predică despre Moise, că atunci când suntem mușcați de șerpii indiferenței, ai delăsării, poate chiar ai răutății, să venim să privim la Hristos, să-L primim în sufletele noastre și să ne vindecăm aici, în biserică, în acest spital de campanie, cum îl numește Papa Francis. Vă mulțumim din suflet și acum dăm cuvântul celor care vor depune mărturia și exemplul vieții lor. Bine ați venit în comunitatea noastră. Chiar îmi făceam probleme că am să stau cu spatele la dumneavoastră. Mă bucur să vă văd în față. Ne bucurăm nespus de mult și vă mulțumim că ați ales să veniți la noi și să ne încurajați pe calea speranței. Și chiar ne-ați dat speranță. Suntem Cristi și Iuliana, căsătoriți de 30 de ani și avem 2 copii mari plecați într-o altă localitate, la muncă și la studiu. Cristi lucrează în industria textilă, iar eu lucrez în domeniul social, într-un centru de plasament. Facem parte din mișcarea focolarelor. Împreună cu soțul meu, în perioada pandemiei, am trecut prin mai multe stări. Panică, furie, neputință, acceptare și căutarea de soluții creative care să ne facă să trecem peste încercările peste care am trecut cu toții. Mă gândesc că marea majoritate a oamenilor au experimentat aceste trăiri, mai mult sau mai puțin. În perioadele de izolare și carantină, care în cazul meu au fost mai multe, ne-am rugat mai mult împreună și la recomandarea unei prietene am spus novena către Sfânta Fecioara Maria, dezlegătoarea nodurilor. Rugăciunea ne-a ajutat să ne abandonăm în brațele lui Dumnezeu și să credem în iubirea Lui, să credem că a rămas la cârma istoriei și că moartea nu are ultimul cuvânt și Dumnezeu este mai mare decât orice politician, sociolog, medic sau psiholog. Ne-au ajutat mult liturghiile online și mulțumim Părintelui Paroh că s-a mobilizat exemplar și ne-a adus liturghia în casele noastre. Ne-a lipsit Sfânta Euharistie, dar am avut ocazia să experimentăm ce înseamnă să-i ducem dorul până la lacrimi cu ocazia Sfintelor Paști de anul trecut și să învățăm să facem împărtășania spirituală. Frumoasă rugăciune! O spun și acum înainte de Sfânta Împărtășanie. Aș vrea să rememorez un moment de la începutul pandemiei. Închiși în casă, speriați, cu interdicția de a ieși, cu biserica închisă, eram complet descumpăniți. Nu aveam nicio idee despre ce vom face în următoarea perioadă de timp. Dar, mulțumim, Părinte Paul, pentru că ați fost mesagerul lui Hristos pentru noi, când în predica din liturghia din noaptea învierii, ne-ați vorbit despre durerea pietrei care îngroapă speranțele, visele,
planurile, idearurile noastre și că piatra care a sigilat mormântul lui Iisus este piatra care de atâtea ori am întâlnit-o de-a lungul vieții noastre. Ne-ați încurajat că nu există piatră care să sigileze mormântul, care să-l țină pe Iisus departe de noi. Ne-ați adus speranța în casele noastre și ne-ați îndemnat să-l primim pe Iisus în mijlocul familiei noastre și împreună să aprindem lumânările și să cântăm Hristos a înviat. A fost un moment emoționant. Practic mi s-a făcut pielea ca de găină. A fost un moment crucial pentru noi, prin faptul că atunci am văzut luminița speranței, că Iisus ne va salva și de această piatră grea. Ne-ați ajutat să transformăm casele noastre în mici biserici vii ale lui Hristos. Vă mărturisesc că multe din slujbele dumneavoastră le-am făcut cu ochii închiși, teleportându-mă în această biserică și simțind bucuria în prezența lui Iisus. În această perioadă, în mintea mea, au rămas cuvintele Papei Francisc rostite la Iași credincioșilor. Precum că sfârșitul lumii va veni când va despărea cărarea de la vecin la vecin. Atunci, închiși în casă, erau toate șansele să crească iarba pe cărarea de la vecin la vecin. Dar ne-am mobilizat. Noi suntem într-un grup de familie din Mișcarea Focularilor și înainte de pandemie ne întâlneam o dată la două luni într-o localitate de domiciliu a unei familii, astfel încât să onorăm invitația de vizită a fiecăruia pentru un moment de meditație și de comuniune, ca să ne întărim să mergem împreună pe calea spiritualității date de mișcare. În timpul pandemiei am creat o cărare virtuală cu ajutorul internetului și lunar, uneori la două luni, ne-am întâlnit online în continuare și am reușit să fim împreună pentru a suporta greutatea acestei pietre. Așa am înțeles că din suferință și durere, credința în Dumnezeu este mai puternică. Am înțeles că nu trebuie să ne fie frică să ajutăm oamenii. Atunci când o familie, care sunt asistenți medicali pe salvare, ne-au povestit cum încearcă să îi liniștească pe bolnavi de COVID pe care i-au adus la spital, vorbindu-le la Dumnezeu, vorbindu-le de Dumnezeu, spunându-le că se vor vindeca, că se vor întoarce acasă sănătoși alături de cei dragi. Când ne-am exprimat îngrijorarea că s-ar putea îmbolnăvi, ei senin ne-au spus, cu moarte suntem datori și au 6 copii. Pentru toți cei care luptă în linia întâi împotriva acestui virus, noi ne rugăm lui Dumnezeu să-i ocrotească de acest virus, de orice boală, să le dea putere de a fi îngerii noștri păzitori în aceste momente grele. Deplângem toate persoanele decedate datorită acestui virus și lipsa unei înmormântări creștinești și ne rugăm pentru cei bolnavi, cât și pentru personalul din spitale care depune eforturi colosale pentru a îngriji pe bolnavi. Încurajați de prietenii noștri din mișcare, am fost alături de vecini și prietenii bolnavi de COVID sau cunoștințe aflate în spital, atât cu rugăciuni, cât și cu mici servicii care presupuneau deplasări în afara locuinței sau la spital. Sunt sigur că mulți dintre cei prezenți aici au făcut la fel. Lucrând într-un centru de plasament unde jumătate din personal și copii au luat acest virus, care ne-a dat viața peste cap acolo, stresul a fost mare și mi-am dat seama cât de important este să respectăm regulile impuse, dar la limita bunului simț, fără a cădea în extreme, de a ne păstra echilibrul și speranța. I-am rugat pe copiii din centru înainte de Crăciun să deseneze cum văd ei speranța. Și au desenat o plântuță, o ferită, un indicator pe munte și un fluture. Frumos, nu-i așa? Și agricultorul speră că va avea roade și cel care urcă pe munte speră că va ajunge în vârf și din omida urâtă iese un fluture frumos. Evident, cu copiii din centru trebuie să trăiesc în spiritul speranței educative, că într-o zi vor înțelege tot ce s-a făcut pentru ei, că își vor aduce aminte de toate învățăturile bune pe care le-au primit,
și că nu vor repeta istoria părinților lor. Fără această speranță, nu se poate lucra cu ei. În această perioadă dificilă, chiar dacă a existat teama de a ne îmbolnăvi, de a îmbolnăvi pe cei dragi din viața noastră, am decis să o ajut în continuare și poate mai mult decât înainte pe mama mea, care este bolnavă de mulți ani și care se află la 60 de kilometri de noi. Aceasta și pentru că vederea ei s-a deteriorat mult de la începutul pandemiei. Nu este ușor acum pentru ea și nici pentru noi, din păcate, dar ducem o cruce împreună cu îndelungă răbdare. Am decis împreună cu frații mei, care, ca fiecare din noi, să trecem pe la ea și să o ajutăm în ceea ce are nevoie și în mod deosebit cum dorește ea să fie ajutată, indiferent de pandemie. Evident, mergând la ea, am luat toate măsurile de igienă, dar mai mult de atât, ne-am încredințat în crederea lui Dumnezeu. Noi știm că oricât am face pentru ea, este mereu un loc de mai bine. În perioadele de izolare, carantină, am început să participăm la videocateheze și întâlniri catehetice online despre sacramente, Sfânta Liturghie, Sfânta Euharistie în Biblie și acum continuăm alături de persoane din țară. Aceste catehese ne-a deschis o altă perspectivă asupra prezenței reale a lui Hristos în Sfânta Euharistie și a roadelor pe care le aduce în viața creștinilor. Sunt persoane care, din păcate, nici acum nu au revenit în biserică pentru Sfânta Liturghie, pentru spovada și împărtășanie, de teama acestui virus. Și oricât încercăm noi să argumentăm, nu am reușit să-i convingem. Dar totuși eu am o nedumerire pentru aceste persoane. Le este frică să vină în biserică, de teama acestui virus. Dar când le este foame, fizic, nu se duc la supermarket să cumpere de mâncare? Oare acolo totul este perfect dezinfectat încât ei se duc cu încredere să cumpere alimente? Hrana spirituală, oare de unde o primesc? Tot de la supermarket. Ne rugăm pentru ei. Dar trebuie să avem încredere în planul de iubire a lui Dumnezeu pentru fiecare. Chiar dacă planul lui Dumnezeu nu corespunde cu planurile noastre. Știm că liturghia urmărită online în zilele de duminică și sărbătoare este valabilă pentru cei bolnavi. Cum să facem să-i readucem în biserică pe copiii și tinerii noștri care s-au îndepărtat de liturghie, împărtășane din cauza pandemiei? Ce argumente să le aducem pentru a înțelege cât de multe roade pierd pentru sănătatea lor spirituală? Vă mulțumim! Lăudați fie Iisus și Maria. Eu sunt medic, mulțumesc în numele tuturor colegilor mei, probabil că n-au avut ocazia să mulțumească celor care se roagă pentru noi și s-au rugat. Mulțumim Cristi, mulțumim Iuliana și tuturor. Uneori relatările biblice pot părea foarte departe de realitatea trăită în fiecare zi. De un an întreg, lumea este inundată într-o stare de incertitudine și teamă. Și creștinii din trecut nu erau nici ei străini de epidemii. A fost ciuma, a fost lepra, variola, gripa spaniolă. În 1918, în plin vârf al gripei spaniole, peste 100.000 de oameni s-au adunat la Alba Iulia să înfăptuiască unirea. Atunci, măsurile de protecție erau empirice, oamenii purtau în jurul gâtului mărgele din căței de usturoi, în speranța prevenirii bolii.
Ideea de izolare, de a nu călători, bolnav fiind, nu exista pe atunci. Așadar, 26 februarie 2020, au început să sosească vești despre nou coronavirus, numit COVID-19. La cabinetul medical am început să facem comenzi pentru echipament de protecție și dezinfectante. Veneau pacienți cu probleme de sănătate, aveam descris rețete, bilete de trimitere, se puneau primele întrebări, se simțeau primele spaime, erau primii pacienți infectați, primii internați cu noul virus. În 16 martie s-a decretat starea de urgență. Unii dintre noi am rămas acasă, mulți instituții au fost închise, între ele și școlile și biserica. Transportul s-a oprit, timpul parcă s-a oprit. Și ne era frică. Și când frica a întâlnit credința, a făcut ca în multe case să fie întemeiat un colțișor de rugăciune, un mic altar și astfel să fim înviați prin credință. O lumânare, o icoană, un ecran. Două luni, zi de zi, am participat la Sfânta Liturghie online. Nu mai făcusem acest lucru niciodată. Două luni și zi de zi. Trimiteam părintelui Paru fotografii făcute, capturi de ecran, cu altarul din biserică, ca să știe că nu e singur, că biserica e plină chiar și așa, online. Pentru că, după cum spunea excelența voastră în scrisoarea pastorală, la Sfânta Liturghie experimentăm darul de a fi un singur trup și un singur duh, după cum ați fost chemați la o singură speranță, aceea a chemării voastre. Nu ne mântuim de unii singuri, ne putem doar pierde. Și puterea rugăciunii am simțit-o, o simt și acum. Am învins frica și am învins boala, dar realitatea virtuală nu înlocuiește prezența reală a lui Hristos în Euharistie. Nu există sacramente pe internet, dar bine că au fost doar două luni. Ca mulți alții, am trecut și noi, medici de familie, la munca de la distanță. Este mai greu, nu vezi chipul omului, nu-i vezi suferința, nu-i vezi îngrijorarea. Sau îl vezi printre gratii la fereastră când îi dai un bilet de trimitere sau o rețetă. De multe ori am primit fotografii pe WhatsApp sau pe mail. Puneam diagnosticul, prescream tratamentul și era o mare bucurie când primeam răspuns, după câteva zile, că pacientul se simte mai bine. Și îl rugam pe Dumnezeu în fiecare zi să nu-mi pierd speranța că totul va fi bine. Am continuat să vizitez pacienți la domiciliu, unii au fost confirmați pozitiv, chiar mama a fost infectată și spitalizată. A fost o perioadă grea, dat fiind că în ziua de Crăciun am primit ca un cadou rezultatul pozitiv la testul mamei. Astfel, sărbătorile le-am petrecut făcând naveta între spital și cabinet. Trebuia să mă îngrijez și de pacienții mei, chiar dacă majoritatea consultațiilor le acordăm în aceste timpuri, în condiții improprii, trebuia să merg și la spital. Mă echipam complet să pot intra în salon, să o susțin moral. La 85 de ani poți intra ușor în depresie, mai ales când ai aflat că fratele tău mai în vârstă și sănătos tun până în urmă cu câteva zile a părăsit această lume din pricina acestui virus. Și iarăși am stat în fața ecranului cu liturghie online și de Crăciun și de Anul Nou și de sărbătoarea Epifaniei. A fost un an greu, fără prea multe zile libere și mai ales fără concediu. Oboseala își cerea drepturile. Am fost de multe ori la capătul puterilor și al răbdării. Aproape nu mai suportam pe nimeni, eram agitată și plină de nervi. Mă străduiam să nu îndepărtez prin purtarea mea și pe cei care aveau nevoie de un sfat bun, de o vorbă liniștită. Și am găsit totuși liniștea în rugăciune, spovadă și împărtășanie. Mulțumesc, Părinte! Lunile au trecut și a apărut vaccinul și iarăși, prin credință, am sperat că se întrevede o lumină care să pună capăt acestor vremuri. Avem nevoie de iubire, avem nevoie să ne întâlnim cu cei dragi, să ne îmbrățișăm și să credem în viitor. Când Dumnezeu spune, îl voi salva pentru că tânjește după mine, îl voi ocroti pentru că îmi cunoaște numele, îi voi dărui viață lungă, putem lua aceste cuvinte ca însemnând mântuirea pentru eternitate și dragostea sa eternă.
Și am să închei cu niște cuvinte ale Apostolului Paul, care mi-s mie foarte dragi, din scrisoarea către Corinteni. Iar acum rămân acestea trei, credința, speranța și iubirea. Dar cea mai mare dintre toate acestea este iubirea. Lăudat să fie Iisus și Maria. Și un salut militaresc, să trăiți. Am în minte vorbele părintelui Arsenie Boca, atunci când un grup de soldați a sosit la mănăstirea Prislop. Iată, s-a întâlnit oastea Domnului cu oastea țării. Pentru că sunt sugrumat de emoție, dar și de nodul de la cravată, vă rog să îmi permiteți să lecturez gândurile pregătite pentru dumneavoastră în această seară. Mă numesc Adrian Andrieș, am 45 de ani și lucrez la arestul Inspectoratului de Poliție de aici, din Piatra Neamț, de 25 de ani. Sunt soț și tată, am o fetiță de 7 ani, Adriana. Am acceptat să depun această mărturie din respect față de preoții comunității noastre și în amintirea Vinerii Sfinte de anul trecut, atunci când colegii mei italieni, care lucrează în penitenciare, au condus calea Sfintei Cruci alături de victimele infracțiunilor, de deținuți și familiile lor. A fost o seară memorabilă și de efect, întrucât pandemia de coronavirus ne-a prins pe fiecare dintre noi izolat la domiciliu. Nici calea Sfintei Cruci, prezidată de către Papa Francisc, nu a mai fost cea de altă dată, susținută de credincioși în fața Coloseumului, ci, după cum bine ne amintim cu toții, a fost o vinere rece și întunecată pe esplanada Bazilicii Sfântului Petru, asemenea imaginii din închisori. Ce pot să vă spun despre mine? Provin dintr-o familie credincioasă din Roman. Bunici, părinți, rude, m-au educat în dragostea și respectul față de biserică, de Sfânta Euharistie, de sfinți și de oameni în general. Cred că educația primită a prins rod, întrucât anii copilăriei și adolescenței i-am petrecut prin participarea zilnică la Sfânta Liturghie, Rozariu, și la activitățile pe care preoții vremii le desfășurau cu noi, tinerii. Deja mama mă vedea preot, dar nu neg că într-un colț al inimii mele acest gând îmi dădea curaj. După cum știm cu toții, bunul Dumnezeu râde cel mai bine atunci când noi ne facem planuri și, după cum vedeți, din preot am ajuns polițist. Chiar și așa, dragostea față de cele sfinte mi-a rămas în inimă. Mă bucur pentru că pot vorbi de aici, în fața dumneavoastră, având în dreapta mea pe Sfântul Anton din Padova, scumpul meu ocrotitor în munca pe care o desfășor. În anii școlii militare, alergam în timpul liber la Biserica Sfântului Anton din Câmpina, unde imaginar făceam schimb de uniforme și îi ceream ocrotirea în vocația aleasă cu aceste cuvinte. Sfinte Antoane, ți-a fost dragă haina monahală, ajută-mă și pe mine să port cu demnitate această uniformă. În mărturia din această seară nu voi descoperi vreo minune sau ceva deosebit. Este vorba despre oameni. Fiecare dintre noi putem aduce lumina acolo unde ne desfășurăm activitatea prin tot ce ne-au învățat părinții și morala creștină. Așa îmi zic și arestații când trec pe la camerele lor. Domnul Adrian, când veniți dumneavoastră, se luminează camera. Poate pentru că sunt chel, le răspund eu.
Sunt mulți sau puțini cei 25 de ani la arest? Nu știu, dar roadele încep să se vadă. Fiind un oraș mic, mă întâlnesc pe stradă cu mulți foști arestați care îmi mulțumesc pentru cuvintele de încurajare din timpul detenției lor. Am aflat cu emoție că un om a avut de gând să își pună capăt zilelor din cauza depresiei, având totul pregătit în detaliu. Dar într-o noapte, trecut de ora două, mi-a povestit cum am apărut din senin la ușa camerii sale și l-am abordat cu blândețe, l-am încurajat și i-am prorocit, în ghilimele, bineînțeles, că o să ne întâlnim în curând în libertate. I-am oferit ceva lumesc, o țigară, și din acel moment gândurile lui s-au schimbat. Și astăzi ne întâlnim, zi de zi, la școala unde copiii noștri sunt colegi. Vă rog să nu îmi considerați cuvintele mărire de sine. A trebuit o mărturie, iar eu am venit cu o mărturie. În decursul anilor am fost ajutat de către preoții catolici, dar și ortodoxi, fiind mai numeroși, să procur cărți de rugăciune la rugămintea persoanelor private de libertate. Unde nu s-a putut, am cotizat din propriul buzunar. Vă fac o confidență și vă mărturisesc cu frică, știind că mă aude familia. Mai șterpelesc câte ceva din frigiderul de acasă sau din raftul de haine și duc la serviciu pentru a ajuta câte un amărât care nu este căutat de familie. Bine faci, bine primești. Se adeverește în practică atunci când foștii arestați mă salută bucuroși pe stradă și ajung la vorba soției mele, care este medic. Fiecare cu pacienții lui. Vă rog să-mi scuzați emoțiile. Vă mulțumesc din suflet pentru atenția acordată, iar ca răsplată cer de la Domnul o favoare pentru dumneavoastră. Să vă pună pe toți în inima Sfântului Iosif. Vă mulțumesc! Da, frumoase și impresionante mărturiile. Mulțumim celor care au curajul ca să dea aceste mărturii alături de multe altele prin parohiile pe unde am fost. Dar pentru noi toți sunt o încurajare de a prinde aripi și de a merge înainte în ciuda oricărei dificultăți, greutăți pe care o întâlnim în viața noastră. Vreau acum la sfârșit, înainte de rugăciunea care constă în recitarea psalmului propus pentru această cateheză, psalm de speranță, bineînțeles, că avem mai mulți psalm de speranță, să îl felicit pe Părintele Paroh și Decan pentru organizarea acestei catehezi aici, pe Părintele Vicar, pe toți cei care i-au fost alături pentru a face această întâlnire cât mai frumoasă și rodnică în ajunul sărbătorii Sfântului Iosif. Și văd acolo pe mozaic, alături de Maica Domnului, ca și în partea stângă a mea, anul Sfântului Iosif, așa cum dorește Sfântul Părinte Papa, să ne-l ofere ca model și îl putem lua ca model nu numai de credință, că a fost vir justus, bărbat drept, adică un om credincios, dar a fost și un om al speranței, care a știut să înfrunte dificultățile multe prin care a trecut, știm din Sfânta Scriptură, n-avem niciun cuvânt de-a lui în Biblie. Dar Biblia, Noul Testament, îl amintește în câteva momente importante din viața lui Iisus, trecând prin momente foarte grele ale familiei din Nazaret. Dacă nu avea speranță, nu ar fi mers înainte, s-ar fi împotmolit cu siguranță în fața greutăților mari prin care a trecut. Și îl putem lua ca model și cerem și mijlocirea. Felicit și corul care a cântat frumos în seara aceasta la Sfânta Liturghie, pe dumneavoastră toți care
ați avut răbdare să rămâneți la cateheză, ați participat mai întâi la Sfânta Liturghie, dând un exemplu așa de frumos de mărturie publică a credinței, și vă doresc din toată inima un post rodnic în continuare pentru mâine, o sărbătoare frumoasă, pentru că este și patronul bisericii, de aceea am și ales să fac această cateheză aici, să-i felicit pe toți, nu pe mine, că știți că mă numesc Iosif, dar vă felicit pe dumneavoastră, toți cei care purtați acest nume cu derivatele lui, Iosif, Iosefa, Iosefina și așa mai departe. Dumnezeu să vă dea sănătate, să ne dea la tot sănătate și Sfântul Iosif să ne ocrotească. Și, bineînțeles, fiind îndreptându-ne spre sărbătoarea Paștelui, să vă doresc din suflet să aveți parte de un Paște împreună cu noi, cei de la Episcopie, și cu toți cei care cred în Hristos mort și înviat, un Paște cu adevărat fericit, pe care să-l trăim în situație cât mai de normalitate. Nu știm evoluția acestui virus, dar sperăm, cu ajutorul lui Dumnezeu, anul speranței, sperăm să ajungem la momentele în care să trăim normalitatea vieții, dar transformați de această lecție pe care Dumnezeu a voit să ne-o dea prin pandemia, prin această încercare grea prin care am trecut și continuăm încă să trecem. Încheiem, înainte de a vă da binecuvântare, cu recitarea psalmului. Recită cineva sau nu știu cum ați pregătit? Da, unde? A, aveți foi. Ia să-mi scot și eu foaia atunci. Să stai la microfon ca să conduci rugăciunea. Doamne, Tu mă observi de aproape și mă cunoști. Știi când mă așez și când mă scol, pătrunzi de departe gândurile mele. Fie că umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ți scapă, toate cărările mele sunt cunoscute. Înainte de a-mi ajunge cuvântul pe limbă, Tu, Doamne, îl cunoști deja. Tu mă învălui din față și din spate și mâna Ta stă întinsă asupra mea. Minunată este pentru mine cunoașterea Ta, prea înaltă ca să o pot înțelege. Unde aș putea merge departe de Duhul Tău și unde aș putea fugi dinaintea feței Tale? Dacă m-aș urca la cer, Tu ești acolo. Dacă m-aș coborâ în împărăția morților, Tu ești de față. Dacă aș lua aripile aurorei și m-aș opri dincolo de mare, și acolo mâna Ta m-ar conduce și dreapta Ta m-ar ține. Dacă aș spune, cel puțin întunericul să mă acopere și lumina să devină noapte în jurul meu, dar nici întunericul nu-i întuneric pentru mine. Iar noaptea este luminoasă ca ziua și întunericul este ca lumina. Pentru că Tu ai format rărunchii mei, m-ai țesut în sânul mamei mele. Te laud pentru că m-ai făcut o făptură atât de minunată. Lucrările Tale sunt admirabile. Și sufletul meu cunoaște bine aceasta. Oasele mele nu erau ascunse pentru Tine când am fost plămădit în taină, țesut în chip minunat în adâncimile pământului. Ochii Tăi m-au văzut înainte de a mă naște și în cartea Ta îmi erau scrise toate.
Zilele erau fixate, pe când nu era nici una dintre ele. Cât de adânc sunt pentru mine gândurile tale, Dumnezeule, de necuprins e numărul lor. Dacă le-aș urma, ar fi multe ca nisipul. Când mă trezesc, tot lângă tine sunt. Privește-mă cu luare aminte, Dumnezeule, și vezi inima mea. Încearcă și cunoaște gândurile mele. Vezi dacă nu merg pe o cale greșită și condu-mă pe calea veșniciei. Amin. Am observat, am reținut, adică o întrebare în cadrul primei expuneri cei doi soți, dar sigur timpul nu-mi permite să mă mai lungesc acum, totuși să dau un răspuns. Ce facem cu tinerii care nu mai vin la biserică? Ceva de genul ăsta am reținut. Sigur, părinții, bunicii sunt îngrijorați dacă tinerii, fie că-s copii, fie că e vorba de nepoți, nu mai vin la biserică. Nu putem să forțăm pe nimeni și nici nu vă îndemn pe cineva să-i aduceți cu forța la biserică sau supunându-i la amenințări, că dacă nu te duci, nu știu ce să fac. Nu, ci cu exemplul propriei vieți. Să vadă că noi mergem la biserică, e vorba de părinți, bunici și ceilalți, iar cei care venim la biserică să se vadă că am fost la biserică. Spuneam eu, Euharistia este punct de sosire, dar și de plecare. Plecăm hotărâți să trăim Euharistia în faptele noastre și ei, văzând faptele noastre bune, să fie puși în mișcare, să se apropie de Dumnezeu. Vă dau acum binecuvântare și doresc această binecuvântare să vă însoțească în toate zilele vieții dumneavoastră, cel puțin până când ne vom mai reîntâlni la o celebrare, știu, la un mir sau la Sfințirea Bisericii. Anul acesta, nu? Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până acum. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Sfânta liturghie și cateheza s-au încheiat, mergeți și trăiți în pace. Pentru această surpriză și sigur ca Sfântul Părinte Papa, care mereu cere rugăciunile, o fac și eu, vă asigur că mă rog în fiecare zi pentru toți cei care îmi sunt încredințați grijii pastorale în toată dieceza de Iași, dar având atâta responsabilitate, atâtea datorii pe care să le îndeplinesc zilnic, am nevoie și de sprijinul dumneavoastră și vi-l cer acum și dumneavoastră să vă rugați pentru mine. Și eu mă voi ruga în continuare și întotdeauna ca uniți în rugăciune
să înfăptuim lucruri frumoase, cât trăim pe pământ și să-L preamărim pe Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Lăudat să fie Iisus Hristos! Amin.